la luce che tu dai. I pray you will find your light. Nel cuore resterò. In home, in a home. Sogniamo un mondo senza più violenza. Un mondo di seara. Cum te numești? Iulian Nunucă. Cum? Adică nu Nucă. Nu Nucă. Nu Nucă. Am înțeles. De unde vii? Din Moțca. Unde e asta? E aproape de un orășel Pașcani, județul Iași. Wow, ok. Băi. Și câți ani ai? De ce nu am întors? 18 ani. Mai e cineva în Irina, spatele tău? Irina, de ce arătai cifra 3? Ca să vă duc în eroare, da? Iulian, ai jonglat cu vocile alea. Asta a fost o jurătură de Chișinău? Tu chiar m-ai crezut? Ce înseamnă asta? Da. Ai uitat că suntem într-un concurs? Tu? Ce înseamnă? E așa un fel de... În jurătură? E acceptabilă la TV. Da. Ți-ar zice bunica mea când m-ar vedea făcând o șotie, știi? Gata, sunt terminat, colegii? Eu am crezut că sunt doi sau trei oameni pe scenă. Deci eu sunt uimit și surprins, să-ți dai seama... Extrem de plăcut de versatilitatea vocii tale. Cred că ești o voce care merită să meargă mai departe. Sigur că asta depinde de mine doar într-o oarecare măsură și acea măsură e aia în care eu pot să aleg o viitoare piesă pentru tine fără să stric ceea ce ai făcut deja foarte, foarte frumos. Mi-aș dori foarte mult să încerc asta cu tine. Mersi, mersi. Irina? Am înțeles. Irina, ai legătura. Am înțeles. Tudor, fost, da. Mersi, okay. Mersi, Irina. Așa, mulțumesc. Deja mă simt mai bine. M-am întors eu prima și m-a impresionat atât de tare încât m-am... pe mine când mă impresionează ceva real, eu fac ca toate alea. Fac ciudat. Ies de pe scaun, cobor, mă plimb pe aici, dau din mâini, mă scălâmbă, îi strâmb. Asta am făcut la tine. Și îți spun asta pentru că n-am avut contact vizual și cred că ar fi important să știi că, nu știu, poate te ajută să iei o decizie. Este impresionant ce faci, mi-ar plăcea să vin echipa mea, să mergem de mână cât mai departe la Vocea României și ar fi chiar o onoare pentru mine să se întâmple asta. Wow, mulțumesc, mulțumesc! Eu nu m-am întors de la început, că eram convins că sunt două voci. M-am uitat la Irina și Irina a făcut o glumă și mi-a spus nu sunt două voci, sunt trei. Și atunci eu am crezut-o și am zis, dacă sunt trei voci, eu ce o să fac cu trei voci? Cum să dau eu o piesă care să le convină tuturor? Chiar am crezut în naivitatea mea. Că m-a interesat. Și mă bucur de naivitatea mea. Și cred că să ai naivitate la vârsta mea este un avantaj. Orice ai alege, eu vreau doar să spun că mă pricep al dracului de bine la a alege piese potrivite pentru voci ca a ta și este singurul lucru pe care ți-l pot promite că vei avea niște alegeri muzicale în echipa mea care să te pună cu adevărat în valoare.
Cred că Irina va trage kabuki. Sunt bine! Doamne, să știi că eu n-am avut răbdare să te văd. Chiar dacă mi-a plăcut și îmi place ideea, cum ne-ai convins tu pe noi, cu scaunele întoarse, să te fi convins și noi cu cortina în față. Și mi-aș dori acum să mă uit în ochii tăi și să încerc, nu știu, să folosesc energii, tot felul de chestii, poate să mă uit dulce la tine și să zic vino în echipa mea. Dar e foarte interesant să știi că ai convins un om doar vorbindu-i, așa cum tu ne-ai convins cântându-ne. Wow, mulțumesc! Așa că eu o să mă duc acolo ca să te las, să fie fair, să nu se supere colegul meu, prea iubitul meu coleg Tudor, și aștept să faci decizia în favoarea mea. Păi, Iulian, de unde ai învățat tu să cânti așa? E nativ. Dacă îți place cu adevărat, hai să spun o chestie. Deci eu, de când sunt mic copil, mi-a dorit așa mult de tare să fiu pe scena asta. Nu știu, mă uitam la televizor și vedeam scaunele alea, păi da, ce fel se torceau, parcă voiam și eu să fiu acolo. Îmi imaginam așa cum se întorceau toți cei patru membri din juriu și e visul meu. Tatăl meu este lăutar. Eu, când de la 11 ani, cântam cu tata, așa este la noi, muzica e din tată fiu. Și eu de la tata am învățat, tata de la bunicul. Iulian a crescut cu muzica asta noastră, dar s-a cam dus pe altă parte. Eu m-am regăsit în muzica pop, clasică, dar n-aș putea să spun că sunt diferit. Până la urmă, sunt țigan și nu fug de asta. Adică eu mă mândresc cu toată inima că sunt țigan, pentru că noi avem tradiții frumoase, avem o familie frumoasă. Sunt diferit prin faptul că am ales să fac altceva decât ceea ce ei și-au propus. Sincer să fiu, la început nu eram de acord, că nu știam. Vreau să-l ajut cu ceva, dar nu mă pricepam să-l ajut la muzica care o cânta el. Acum, în schimb, sunt foarte bucuros de ceea ce cântă el. Nu că e copilul meu. Dacă n-ar fi copilul meu și l-aș fi auzit undeva, aș simți foarte sus cu el. Dar de ce ai venit tocmai acum? De ce n-ai venit mai devreme? Pentru că pot să spun așa, că abia mi-am recăpătat încrederea, dar am venit cu maxim încredere în mine. Dar de ce ți-ai recăpătat încrederea? Ai pierdut-o cândva? Aș putea să spun asta, pentru că la băieți urmează schimbarea asta dramatică, da, da, a vocii, știi? Și ai trecut prin ea. Am trecut prin ea, da, dar nu m-am lăsat. Șofere ambițioasă. Dau cu mine de pământ. Ești bine, mă! Tatăl e foarte serios, nici mai respiră. Sunteți fericit, nu? Da, da, vorbesc și cam mult. Trebuie să te gândești poate și rațional la ceea ce ai nevoie ca să mergi mai departe în concursul ăsta. Asta e invitația pe care ți-o fac eu. Totuși, cred că e un concurs în care, da, trebuie să gândești și strategic și trebuie să gândești și cu creierul, dar până la urmă muzica e despre simț. Eu aș folosi simțul. Muzica nu este doar despre simț și despre sentiment. Muzica este despre muzica curaj, este pasiune, muzica este despre muzica libertate, despre tot, muzica este despre veselie, muzica este despre joc, despre muzica este despre creier, bunătate, muzica este pentru despre înălțare, muzica este despre prietenie, muzica este un amalgam de emoții. Nu putem să limităm muzica la una sau două emoții. Cine spune că muzica tocmai este despre... asta, așa. Spuneam, muzica este despre foarte muzica, multe lucruri. Important este cu cine crezi tu că poți atinge cât mai multe dintre acele lucruri. Pam, pam. Eu ce să spun acum, fiecare dintre voi aveți câte o... Uite, de exemplu, tu ești foarte înțelept și îmi place foarte mult chestia asta la tine. Dar... Așa să pare că e înțelept? Serio, da. Auzi, mă, că ești înțelept. Dar și... a anulat totul. Este, mă. O să aleg. Uneori mai trebuie să alegem și cu inima. Așa. Dar stai puțin. Stai o secundă, stai că îmi plăcea unde se duce. De ce crezi că în concursul ăsta acum trebuie să alegi neapărat cu inima? Dar de ce să alegi cu creierul când muzica e despre tot? Dar tu ai zis, Irina, mai înainte că trebuie să alegi cu creierul. Nu, eu am spus. Și până la urmă?
Dar de ce păi trebuie să o dă spus... cum îi convine ei, știi? Că nu, nu, eu ți-am spus... Nu, nu, el a spus să alegi cu creierul și eu ți-am spus să alegi cu inima. Adică dacă e vorba să alegi cu inima, mă apuc și eu acum... Și apropo de raționament, recit pe mine, recit din epilog, nimeni nu o să-ți explice ce dragostea. Asta singur într-o zi de vară vei afla. Și atunci să nu uiți de inima ta. Ce să fac, să recit în mine ce am nebunit la cap? Adică eu sunt sigură că te fur la un moment dat. Păi ce frumoasă e piesa asta. Continuă, maestre, te rog. Știi ce? Las-o să o aleagă pe Irina pe piesa asta, te rog. Da. Te rog. O să merg mai departe cu tu, Iri, Tudor. El a rămas bușpei! Bine ai venit! Knockout la Vocea României! Să ne vedem la Betelor. Ia uite ce mândru e, ia uite. Cred că se gândea la mine din start și m-a făcut să mă bat pentru el. Omul a venit și s-a și distrat cu noi. I-a dat sentimentul Irinei, aia a fost groaznică, că va merge la ea în echipă. A fost o mică țeapă pe care și-a furat-o Irina. Cumva m-a uimit când el a spus că alege cu inima și l-a ales pe Tudor. Bine, acum să fiu onest. Pe Irina am auzit-o că ea se folosește ba de inimă, ba de rațiune, în dependență de cum vede concurenții la care se întoarce.